o dată pentru compania noastră, cea mai mare companie publică de apă și canalizare din România. Deci astăzi trăim încă o bucurie, o dublă bucurie. Inaugurăm oficial cea mai modernă stație de tratare a apei potabile, Palace Constanța, și vom semna și contractul de finanțare pentru COIM. Deci o dublă bucurie pe care o trăim în prezența onorantă pentru compania noastră, prezența dumneavoastră, a doamnei prim-ministru, a doamnei ministru Rovana Plumb, a domnului primar al municipiului Constanța, a reprezentanților Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare.